99% gata. 99%? Păi, mai e puțin de vopsit. Abia aștept să vă arăt. Dar cât a durat, câte zile și când ne-am apucat. Dar voi știți care ne urmăriți. Bună dimineața! Bună dimineața! Hai să ne bucurăm că în sfârșit e aproape gata. Eu zic să vin să ne bem cafeaua cât timp doarme Amza. Te mă bucur că e gata căsuța. Ai și foarte fain, a fost un proces lung. Copiii sunt super fericiți. Doar că eu mi-imaginam așa mai... Parcă-i vedeam cum o să ne așezăm și o să pictăm tot și pe muzică și... De fapt, n-a fost deloc așa, că a fost și vrem... Stai puțin, stai că o să povestesc eu despre căsuța. Da? Promit că până la finalul videoului căsuța o să fie gata. Eu am crezut că o să fie gata așa în 2 zile. Hai, 3. Și eu la fel. Numai că a durat mai mult și stai că o să-ți povestesc imediat. Bună dimineața! Dimineața! Ești foarte scumpă, te bucuri de căsuță că am terminat-o? Da, foarte tare. Adică aproape am terminat-o. Iubii, nu le prezinți noua tanti de curățenie? Tanti de curățenie? Avem o tanti de curățenie. Asta e tanti de curățenie. Avem o tanti de curățenie care ne ia praful din casă și purifică aerul și... Eram cu Sara în casă, în video când am făcut curățenie în pandemie, da? Și eram aici și cum făceam eu curat, am văzut că e praf aici pe cărămidă, știi? Și ziceam, Sara, dar ce praf avem noi în casă? Ce tare ar fi să avem ceva de pentru praf. Asta era dimineața. La amiaz vorbesc cu un prieten și ce mai faci? Bine, aparat cu filtru, HEPA, HETA, nu știu, nu știam la momentul ăla una alta. Te scapă și de praf, de alergii, de chestii. Și zic, băi, ce tare, zic, chiar vorbeam azi cu Sara că ne-ar plăcea și nouă unul. Seara, știi cine ne contactează? Dyson. Ne-a venit aparatul și îl avem de 2 săptămâni. Vă spun că nu am vrut să-l bag în priză și să încep să vorbesc despre el, pentru că am vrut să văd dacă chiar își face treaba bine, pentru că nu aș vrea să vă îndemn să cumpărați ceva ce ar fi un fail, știi, să vă treziți acasă cu un aparat inutil. Noi îl folosim de 2 săptămâni aparatul, se numește Dyson. Uite, ăsta e. Arată foarte SF așa. Da, are ecran. Păcat că nu putem să punem jocuri. Adică ce aș putea să-i găsesc de vină la aparatul ăsta e că parcă i-aș fi pus un joc aici. Glumesc. Aparatul se numește Dyson TP04. Este un aparat care filtrează aerul în casă și te scapă de tot felul de alergeni, de praf, de bacterii, de virus. Și are o performanță foarte, foarte mare, pentru că distruge 99,99%. Nu știu cât la sută. Și să vă zic ce experiență am avut. Deci noi ne-am schimbat centrala, pentru că trebuia să facem de foarte multă vreme. Și jos aici în hol a venit Cătălin, prietenul meu, și a înfoliat totul perfect. Bă, da, perfect, perfect, cu bandă, cu tot. Am zis, băi, să nu facem praf în casă. Eram sus aici, pe el îl auzeam jos că lucrează și numai dintr-o dată a început aparatul să o ia razna, în ghilimele, că am văzut că începe să lucreze mult. Detectează imediat, adică la secundă. Deci, numai când făcea. Dar stai să-ți fac un demo. Ia uite aici demo, stai să pun niște fixativ să vezi. Da, vezi să nu stric, iubi. Ei, îl stric, păi asta e meseria lui, să ne scape de gaze și de chestii. Ia uite. Vezi cum a reacționat? Simți mirosul de fixativ sau... La fel era cu praful, știi? Adică eu nu simțeam niciun fel de praf, dar el imediat a detectat tot și băga acolo. Nu te scapă numai de praf și de virus, te scapă și de mirosuri și asta e fain. Uite, am o aplicație pe care pot să o pun chiar și pe telefonul meu împrumutat de la Scarlett, pentru că al meu e praf, e spart. Uite, aparatul se conectează la internet și prin wireless și poți să vezi, uite, vezi, acum 2 săptămâni l-am activat, după cum se vede și în aplicații. Iar asta este ziua de vineri, tu poți să filmezi, iubi. Uite, vezi, asta e ziua de vineri în care aici a lucrat din greu ca să purifice aerul, adică praful ăla pe care îl aveam noi. Deci poți să vezi temperatură, umiditate, ai istoric. Cine s-a trezit acolo? Stai să vedem puțin ce face Amza și vă mai zic imediat despre aparat. Cine e maimuțica asta? Ce faci, mă? Cine e maimuțica asta? Dă-i și eu pe pluma. Pusi? Ce-mi place la aparatul ăsta vis-a-vis de somn este că e foarte silențios. Și poate să doarmă Amza, poate să... L-am dus și în dormitor, aia da. Aia, că l-am dus și în dormitor. L-am dus o noapte întreagă la noi în dormitor. Și l-am pus pe modul de night.
Și a fost foarte, foarte tare. Nu l-am auzit deloc, e super silențios. Plus că e foarte silențios și în casă. Trebuie să fie o renovare ca să se aprindă, să se activeze, să facă călăgia de aspirator. Trebuie să pleci? Da. Stai că mai zic eu inside-ul cu telecomanda. Ok. Da? Știi ce am pățit? N-am știut o fază, că aparatul are un magnet și poți să spui telecomanda aici. Opa! Și gata! Nu mai pierzi telecomanda. Seara, ce ți-a crescut ție aici? A pus o sămânță la floare și uite ce a crescut. Hai să vedem cum am început cu căsuța, cum a fost prima zi în care a trebuit să tăiem boscheți. Vă pun acum cadre și o să vă povestesc pe fundal cum am început. Ziua 1, 11 aprilie 2020. O zi frumoasă de primăvară. Blocați acasă de, în ghilimele, pandemie, ne-am gândit să începem lucrul la căsuța din boscheți. Pentru că nu aveam un copac în curte, nici eu, nici fratele meu, așa că ne-am gândit să facem o căsuță copiilor pe gardul dintre mine și el. Ce tare! I-am crescut pe ăștia de când erau mici, 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 acum trebuie să-i tăiem. Oh, asta e, măcar e pentru o cauză faină, copiilor o să le placă căsuța. Da. Tati, da. Ce mare e asta? Asta e mică pentru mine. E fixă pentru tine, tati, da. Amzulini, Amzulini, ce-ți mai place ție, drujba, tata? După cum vedeți, ne-am apucat de treabă, sunt împreună cu fratele meu, cu Vali, el este meșterul principal, eu o să încerc cumva să îl ajut cum pot, cu ce pot, apoi mai e Ovidiu, cumnatul meu, mai e și tata, e un proiect așa de familie la care am contribuit toți și copiii s-au implicat, fiecare mai căra o crenguță, mai tăia un lemn, mai am pus podeaua și uite așa s-a încheiat prima zi. Facem o căsuță și avem drujbă. Da, dar uite-te la cameră când vorbești, tati. Aici. Uite-te la cameră când vorbești. Și aici șucărie. Și aici este șucărie. Arată din ce în ce mai căsuță. Nu, Amza? Da, căsuță. Da, e căsuța din boscheți. Îi punem acum căpriorii sus și pregătim ca să bătem lambriul sus pe căpriori și după aia să-i punem și țiglă și mai avem. Dar suntem abia în ziua a doua. Vali nu poate să muncească de dimineața până seara la ea împreună aici cu mine. Stai puțin, Amza, că vorbesc la cameră și trebuie să lucrăm doar după amiază. Cum arată și din partea asta, arată fain. Au făcut scântei. Scântei. Partea asta aici e puțin mai plictisitoare, așa că eu nu prea am ce să fac. Ale face de unul singur, că pe mine mă vede prea salahor așa și nu mă prea lasă. Dă din cap acum, dar acolo mai la lambriu, mai la vopsit, la chestiile astea o să mă implic și eu mai mult. Deocamdată îi țin mai mult de urât așa. Mai e până-i gata căsuța. Hai că pentru a doua după masă ne-am mișcat chiar bine. Vale se pricepe foarte bine la chestiile astea cu lemn, cu tăiat, cu înșurubat, cu desfăcut, cu prins, cu așa. Și uite așa am ajuns la finalul zilei a doua. Hai să continuăm pentru că mai e mult de lucrat la căsuța. Tata, ce faci? Uite, punem lambriul pe căsuță. Ne mișcăm așa, lent, dar sigur. Uite, acum astăzi punem lambriul. Aici punem o folie și după aia punem țiglă și după aia o să... Ce faci, călușarule? Nu știu.
Mamă, chiar a gust. Tata, eu nu-l cred. Tata, chiar a pus șurubelul. A pus? Da. Bravo. Acolo. Bravo. Șoricelule. Tata, și cum primul tău șurub pe care... Primul tău holcer pe care l-ai băgat singur. Am mers? Da, mers! Bravo, acum dăm bor mașina mie, că trebuie să o folosesc. Unde-i bă mașina? Unde-i bă mașina? Hamza, îți place casa? Da. Îți place? Da. Unde-i bă mașina? Să fac aici. După aia aduc la tata. O să dorm aici? Da. Doar cu verișorii tăi? Da. Că mi-e frig. Vali, dacă nu mai merge cu construcțiile, te angajezi la circ. Da. Cum te simți că o să ai o fetiță în foarte scurt timp? Acum, în anul la cer. Îmi face o nepoțică. Pentru cei care nu știți, Denisa, sora mea, și cu Ovidiu o să aibă o fetiță. Leia. Leia, yeah! Abia așteptăm să te cunoaștem, Leia. Așa s-a încheiat ziua numărul 3. Au urmat și alte zile pe care nu le-am mai filmat, nici nu mai știu câte zile au trecut, dar hai să trecem la ultima zi de lucru. Sau cel puțin așa credeam noi că o vom termina. Familia Mateș e de acasă și facem focul. Facem focul, familia Mateș. Suntem în ultima zi în care o să și vopsim căsuța. Ați văzut până acum cum am ajuns până în stadiul ăsta, iar astăzi o să vedeți cum o să și finalizăm. Adică, nu știu, e vreo 6 după amiaza. Nu știu dacă chiar o să finalizăm, dar sper, o să băgăm tare. E și Vali aici, fratele meu, după cum ați văzut până acum. O să mă ajute și el. Este și Mirel aici, prietenul meu de la Oradea, care a locuit în Austria o droaie și acum stă la Cluj și a venit în vizită până la noi. Și cel mai important, cel mai important este și Hamza. Tata, prima dată trebuie să cumpărăm carne, ne apucăm să vopsim coșmelia și după aia dăm drumul la foc și facem un grătar. Ce faci? Stai cu circularul? Tati, aici ce e? Ce să fie? Sunt lemne, tati. Hai să intrăm puțin în căsuță. Că am mobilizat aici toată gașca. Hai să intrăm puțin să vedeți și voi aici care-i treaba. Aici avem niște improvizații pe care Eric și Ianis o să le demonteze. Trebuie să facem tot curat. Ei s-au instalat puțin înainte ca să se joace. O să scoatem tot afară. O să vopsim tot în afară de pardoseală, da? Ce faci, Eric? Curat? Curăț. Bravo. Bravo, Ianis, bravo. Așa. Scarlett, ce faci? Mator. Este al meu și al lui Brie. Da. Și noi vrem să facem așa, da? Ok. Mai cu aia. Bunica, nu te-am surprins cum te-ai suit aici. Faină căsuța copiilor. Foarte faină. Da! Că pentru la iar noi închiriezi. Oh my god, ce? De ce te lungeam? Oh, mi-am rupt unghiul. Mi-am rupt din greșeală degeta. Tata, colba. Fața la scară. Așa e bine. Lasă-mă că știu eu ce fac. Carle, ce faci? Asta este ultima bucățică de soare. Pentru că a intrat soarele în nori. Ceasul a devenit înaintat și noi încă nu ne-am apucat de vopsit. Se anunță vreme rea și încă nici nu știu cum o să facem noi ca să vopsim asta cât de repede și să dăm gata căsuța. Hamza, ce facem? Ne apucăm de vopsit? Da! Da! Ea filmează pe mami cum își dă cu praf pe față. Vezi? Ia uite cum a dat cu praf. Te iubim, mami. Glumim, dar te iubim tare. Ce faceți voi aici? Mai un mic de ziua mămicilor. Da, știți, Mirel, Melinda, Alexandra, cum nata noastră dragă, și Sara, iubita mea soție, prea cinstita, prea fericita, prea frumoasa, prea împlinita, prea iubita. Bă, s-a stricat bingo! Bingo pentru mine. Și ce zici de Melissa? Auzi, trebuie să vă zic. Melissa? Totul despre mami ori doi. Yeah. Noi cu Alexandra vom merge cu autorul Lota pe ploaie peste câteva zile. Și ne pare rău. Deci nu o să fie ploaie. Nu o să fie ploaie.
și mergem la Maramureș. Maramu, fly cu voi. Scuzați, eu nu dansez. Scopul pentru care ne-am adunat în această seară, în fine, scopul pentru care ne-am adunat în această seară este să terminăm căsuța. Și noi ne-am pus la mâncare. Aici se doarme bine, se mâncă bine. Așa. Și te simți și sufletește bine, mă. Mergi încărcat. Cine vrea la pensiunea mate și vă așteptăm pe... Da. Să faceți rezervare. Da, da. Eram comandat micul dejun la telefon, la Melissa. Melissa ne-a făcut micul dejun, s-a trezit cu 2 ore înainte și ne-a gătit. Mamă, ce... 3. 3 ore? Familia mate își rămâne. Nu e cam de bandadă în casă? Ce te pie? De bandadă! De bandadă! Nu știu cuvântul. Haos! 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 Învălmășeală! Învălmășeală! Dezordine psihică, motorie și cerebrală în acest corp care... Zi, Sara, că ești pe val, zi! Ați înțeles? E haos! Da, n-are nimica. E viață, bunica, așa, nu e haos, așa, e viață. Tu ești obișnuită că ai avut 8 copii. Tu n-auzi și zici așa, dai din cap frumos. Ziceam că tu ești obișnuită că ai avut 8 copii. Așa și? Păi ești obișnuită cu haosul, de bandada, extorsiunea din casă. Da, 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 când televizorul mă deranjează la maxim. Așa e. Noi nu ne uităm la televizor, dar ascultăm muzica. Mirele de vine aseara, da, muzica cam tare. Ați vedeți copiii, mă. Da, ce fac? Măi, copiilor, ducați-vă frumos. Nu mai faceți curăție că vreau să dorm. Din nou Vali lucrează și noi stăm. Băi, omul Vali ăsta, nu-l cunosc de mult timp, dar mi se pare că e genul de om care tace și face, nu știu. Noi vorbim mult, bla 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 bla, dar mai puține acțiune la el. Normal, este sânge din sângele meu. Aaaa, e neam. Da, e neam. Lasă că eu sunt băgător de seamă să văd cum taie, dacă e bine, dacă nu-i bine. Păi asta e. Dacă e igienic, dacă nu e igienic, dacă i-a căzut un fir de tu dai note. Tu dai note, bunii! De ce mi-a făcut părul gri ca o babă? Păi te-am zis, parcă mai multe, parcă e la meu. Mi-ar plăcea mie să au culoarea ta, bunica, dar e greu să... Se poartă culoarea asta, nici eu nu înțeleg de ce. Mie mi-ar place ea să-și aibă părul ei, iar avea un păr negru frumos și... Negru! Bunica! Te-ai uitat ce ea? Uite aici. Bunica, niciodată n-am fost neagră. Te-ai uitat în pozele la negru de când era mică. Nu vă apucați de vopsit? E o întrebare bună. Bă, hai să ne apucăm de vopsit că nu mai terminăm video-ul ăsta odată. Toți copiii aici, hai, în ordine, fiecare. 1, 2, 3, 4, 5. Amza, Melissa, Brianna, Scarlett, Eric, Yanis, Mirel și Vale acolo. Bun. Cum să-i organizez, mă? Eric, Yanis, asta e a voastră. Mergeți și vopsiți. Fetele s-au mobilizat, au început treaba, se descurcă foarte bine. Melissa este cu retușurile. Fetele vopsesc în mare, iar Melissa vopsește în mic. Melissa, nu-i să faci aici! Problemă mică. De ce să-ți fie frică? Că ești cu Vali. Haide. De. Haide. Ridici? Te ține Vali. Stai singur, vezi? Wow. Ce mare că sunt băiat. Hai și mine. Hai la mama. Nu pot, nu pot. Hai la mama. Hei, nu poate bunci. Hai, tata, fă pași. Fă pași, tati. Hai, da, așa. Nu învățai să mergi. Așa. Wow. Hai, Amza, hai. Hai. Bravo, tati. Hai. Hai cu limba așa. Run, Forrest, run. Bravo. Bravo, mama. Primii pași pe picioarange. Da. Tati, ești bun, gata, ești admis la circ. Ovidiu, hai să filmăm aici focul. Hai să filmăm focul, că până la urmă despre ce o să mâncăm e vorba. Cel mai important. Că de lucru tot Vali va lucra. Uite, vezi că tot el lucrează, ești singur. Singur, adică cu... Da. Cu noi.
cu noi. Mai ajut și eu cum pot, mai una alta. Dați un mare like pentru Vali, care el este personajul principal din această, din acest vlog. El, uite, face treabă, boxește frumos. Vali! Uite cum e, cum are lăptoare. Cum arată? Cum arată, tati? Azi este un picioare mare. Hai, vrei să mergem amândoi cu ăsta? Stai așa că face Vali o șmecherie acum cu tine. Ia, ia să vedem. Ia, uite și pe... Uite cât felul. Îți place? Uite cât felul. Cum e acolo, mă? Pichilos, e pichilos. E pichilos acolo. Pichilos. Eu le zic, nu am nevoie de chiriaș. Ascultăm poveștile bunicii. Stăm, da? Stăm la, la un pahar de vorbă. Nu-ți face probleme. Da? Nu bârfim pe nimeni. Căsuța începe să capete altă formă. Noi plămeam să o terminăm azi. De unde să o terminăm azi? Da, da, da. Ne-am cam întins. Nu știam că va dura atât. O să mai dureze puțin. Și nu știu ce o să facem, pentru că noi peste două zile trebuie să plecăm cu autorul Lota și video ăsta trebuie să-l termin. Trebuie să mai aveți puțină răbdare, că n-am terminat-o azi. Toate ca toate, dar grătarul ne așteaptă. Fetele au pregătit totul sus și noi o să dăm drumul la grătar. S-a lăsat seara, grătarul nostru sfârăie aici frumos. Momentul mâncării. Momentul adevărului. Momentul adevărului, că adevărul este că nu am terminat căsuța, dar la mâncare ne băgăm toți. Știi? Ce zici, iubi? Ne vedem mâine. Nu, trebuie să vă arăt cușcușul meu. Da, da, sunt de cușcuș în video ăsta. De... Stai, Amza! Stai, că trebuie să-l filmez cum mănâncă ketchup, vezi, Doamne. Hai, hai, filmăm și după aia continuăm cu căsuța. Eu mănânc ketchup. Da? Ketchup. Stai că n-am văzut la cameră, că eram în altă direcție. Cum a făcut? Cum ai făcut cu ochii așa? Mai fă o dată schimb. Ia să văd cum mănânci. Ia, ia, cum mănânci? Ia să văd. Ok, deci ne vedem mâine. Pa! Tata, plouă, hai repede că nu se uită păr. S-a terminat căsuța fix când a început ploaia. Deci nu pot să cred cât de la limita a fost. Hai să vă dăm o tură prin căsuță să vedeți cum am reușit să o finalizăm, cum am vopsit-o, cât de mare, cât de mică e înăuntru. Vă pun prima dată niște cadre de pe dronă și după aia trecem înăuntru. Hai! Am pus țigle din asta veche pentru că mi se pare cea mai autentică și cea mai potrivită pentru o căsuță în boscheți. Până la urmă, la vopsit a trebuit să primim niște ajutor, m-au ajutat doi prieteni și uite așa am terminat și noi căsuța. Hai. Facem turul, da? Deci aici este scara. Tic, 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 tic. Asta o să se murească foarte tare, dar am zis să o vopsim așa în totul. Nu contează. Poftiți în casă, mami. Așa pot să intru și eu? Da. Așa. Wow, ce cer negru. Îți dai seama ce ploaie vine. Hai, acum este lumină. Ia, ia ce fain. Eu haideți și voi. Cucubeul. Pe ușa. Așa. Și acum. Ușa din aia ca de cowboy. Stânga, dreapta. Oh my god, ninja! Nu este gata căsuța. Nu este decorată. Nu este decorată. Mai urmează. Puteți vă imaginați. Niște beculețe aici, niște rafturi, zone de colorat. Căsuța are 2 metri și un pic, pe 2 metri și un pic, ca să încapă două saltele, fix cât să doarmă toți copiii aici pe vară și cine știe, poate și eu cu mami. Și eu cu mami? Încăpem liniștiți. Și eu cu mami? Încăpem liniștiți. Acum este goală, dar noi o să o decorăm. Este destul de înaltă. Întins, nu ajung în vârf de tot. Doar așa mă pot prinde de asta, vezi? Uite. Oh. Niște fotolii. Vreau să fie niște fotolii drăguțe. Hai că plouă. Hai la adăpost. Wow. Dacă aș fi avut eu așa ceva când eram micuță, wow. Aș fi fost cea mai fericită. Da, e foarte fain. Aici, aici.
cei căsura și aici dormim. Da, o să dormim aici. Da. Acum este goală, dar o vom decora curând. Melissa, tu va trebui să ne ajuți, da? Și eu. Și tu, ok, și tu, și tu. Aici vreau foarte, foarte multe beculețe. Și eu. Și bineînțeles că la vară veți vedea și cum dorm copiii în căsuța din boscheți. Deci urcă verișorii din curtea cealaltă, adică copiii lui Vali și ai Biei, iar ai noștri intră din cealaltă curte și se întâlnesc împreună în căsuță. Exact. Tare, sari! Ați văzut în mai multe videouri deja, căsuța iepurașilor este aici de desubt, ferită de ploaie, ferită de vânt, este locul perfect unde puteam să o punem, nu? Cucubeu! Wow! Hai, Amza, să vezi cucubeu! Wow! Uite, vezi? Este colorat! Nu? Da. Ce frumos e! Uite, Amza, Amza! Wow! A făcut, Dumnezeu a făcut legământ cu noi, că nu va mai distruge niciodată lumea prin potop și ca legământ a lăsat cucubeul.